Vești bune pentru cetățenii municipiului Pașcani. Săptămâna viitoare, pe 9 iunie, este programată semnarea contractului de execuție a lucrărilor pentru repararea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiu. Este vorba despre o investiție de peste 93 de milioane de lei, în cea mai mare parte din fonduri europene, dar și din fonduri guvernamentale și credite contractate de operatorul regional Apa Vital. Evenimentul ar urma să aibă loc la sediul primăriei Pașcani, în prezența președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. În urma procedurilor de licitație a fost declarată câștigătoare singura firmă care a depus o ofertă. Este vorba despre societatea Daro Construct S.A. din Iași, împreună cu 5 subcontractanți, printre care și societatea Marvio SRL din Pașcani. După semnarea contractului și emiterea ordinului de către primar, urmează începerea lucrărilor, cel mai probabil din luna iulie. Planificarea va fi făcută împreună cu reprezentanții primăriei, așa încât după extinderea sau repararea rețelelor, străzile să fie asfaltate. Pe lista de priorități sunt cartierul Aerodrom și suburbia Gâștești. Pașcaniul a aderat la Arsacis în anul 2014 și a delegat serviciile de apă și canalizare operatorului regional Apa Vital pentru a putea beneficia de fondurile europene specifice, dar a fost la un pas de a rămâne fără aceste investiții din cauza actualului primar Marius Pintilie. El a susținut și a făcut demersuri în acest sens pentru anularea contractului de delegare și chiar și-a dat demisia, după ce majoritatea Consiliului Local a decis să rămână în Asociația Județeană Arsacis, dar a revenit asupra deciziei. Dar marea mea greșeală a fost că astă vară am fost într-o comisie de negocieri și am fost nepregătit acolo. Mi s-au pus în față niște documente pe care nu știam să le analizez suficient și am luat o decizie care astăzi pentru mine este o decizie foarte grea. O să vedeți că după votul celor două proiecte propuse de dumneavoastră, eu îmi dau demisia din Consiliul Local. Nu am altceva de făcut. Nu este ultimul lucru pe care îmi rămâne mie să-mi recunosc greșeala făcută astă vară când am votat acele proiecte și după aia eu am avut altă poziție și am făcut cred că tot ce am putut eu în calitate de consilier local ca să repar greșeala făcută astă vară. Am făcut comisii de analiză, am făcut proiecte alternative la cele ale dumneavoastră, mi-am exprimat părerea și Consiliul Local și public pe la televiziune, nu mai am ce să fac. Deci ăsta este ultimul gest pe care pot să-l fac, să-mi dau demisia, să-mi văd de treaba mea, pentru că n-am cum să-i explic unui om pe stradă care mă întreabă, domnule, cine a dus apa la Pașcani, apa vitală la Pașcani. Eu am fost unul dintre ele. Dacă cineva dintre colegii noștri să pună vreo întrebare, dacă nu voi supune votului, proiectul numărul 3, privind de revocarea hotărârii numărul 162. Cine este pentru? Țineți mâna sus ca să poată număra. Da? Ați numărat? Câți au fost împotrivă și s-a abținut? Toate ce nu te dați? 6. Au fost 4 împotrivă și 2 împotrivă și 4 s-au abținut. Deci și cât? 4 împotrivă, da? 10. Deci proiectul de hotărâre. Da, este cu jumătate. Hai, trecem la spații de asta.
Cum? Nu. Trebuia două treimi. Asta e situația cea mai helată. Da. Trebuia cu 13 voturi și pentru Arsaces. Nu? Nu e adevărat. De ce? Dar nu facem mult. Dar ce este? Asociație. Într-o asociație, la nivelul lui Chichi cu Gunoiu. De exemplu, dacă vine într-o asociație cu Gunoiu, nu-ți trimite rău două cei. Da. Asta este, trecem la proiectul următor. Proiectul cu numărul 5, proiect de hotărâre privind abrogarea proiectului... Aprobarea... Nu mai e obiect, nu mai e obiect. Nu mai e obiect. Dar asta, în final, are ca să ne dea... Nu mai e obiect. Ce să ne dea? Și ați aprobat ordinea de zi. Deci propuneți tragerea. Propuneți tragerea dumneavoastră? Da. Ale două, ale altă două. Deci... Actul adițional trebuie, ca să ne dea rezidență până la 5 și 6, da? Actul adițional trebuie. Deci ăla cu contractul retrag. Celălalt cu rezidență al subscriitorului. Deci cu actul adițional... Deci, la al doilea vot din 2015, niciun consilier local nu putea avea scuza că nu știe despre ce este vorba sau nu este suficient de informat sau nu a văzut realitatea din oraș. Când au votat, din punctul meu de vedere, au votat conștiență. Mai mult, Marius Pintilie a solicitat organizarea unui referendum, tot pentru ca Pașcaniul să renunțe la operatorul regional, deși societatea avea în derulare pentru finanțare și execuție un proiect de investiții în tot județul, în valoare de aproape 428 de milioane de lei.